Salutare, oameni buni! Bine ați venit pe canalul Fane și Câinii. În clipul de astăzi o să vă prezint un mascul de 4 ani de San Bernard pe care l-am văzut într-o curte din întâmplare și am vorbit cu proprietarii, niște domni mai în vârstă, și au fost de acord să trag câteva imagini, să vă arăt exemplarul. N-am putut să intru în curte, au zis domnii că nu poate să-l stăpânească fiind prea mare și ei fiind prea în vârstă, dar am reușit să trag niște cadre. Vă las în continuare să vizionați imaginile. Leo! Dacă vine cineva în curte, unde dăm ca să-l face rău? Da, așa păi... Și acum, dacă vedea, vedea că poarta era cu doamna. Da, păi... Da, mâncare, că dacă nu-i dădea... Da. Foarte frumos! Și la că se-ți dea la mine. Da? Păi la urcicen mă duc. Îl aveți de mult? La 5 ani. Da, la... A, era de pui. De unde l-ați luat? Din Ialomita sau? Mai are cineva aici? Nu i-a rămas pe 4 pui și au murit toți. Ah, aha. Sau nu știi ce a făcut, a intrat la... Și ce avea cu cei mici și a intrat și când era mic așa și a mâncat. Ah, am înțeles. Și al nostru se l-a dat la mângrijit. E pretențios așa la mâncare? Nu, orice mănâncă. Orice, a? Și pâine? Mănâncă și pâine? Pâine... E pretențios, e. Da. Patru ani are? Să vă trăiască foarte frumos! Da, dacă puteți. Oameni buni, foarte frumos, San Bernard. Am vorbit cu doamna de aici și m-a lăsat și pe mine că... Sper să nu s-a răgărit. Sper că vă place exemplarul ăsta de San Bernard, foarte reușit. Bravo, fetița, bravo, bravo. O fi fetiță, o fi băiat, da, am zis și eu fetiță, dar nu știu dacă e... A, nu, e mascul. Da, băiat, da. Bravo, bravo. Hai că ești frumos. Bravo. Reușit, câine! E mascul? Da. Câți ani are, doamnă? Nu știu câți ani are. Hai. Să-mi trebuie soțul mai bun.